Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este medicul Sanda Țicală. Bine ai venit la noi, Sanda! Bine te-am găsit! Și povestim despre sistemul medical francez, cel în care Sanda activează, și încercăm să facem o paralelă cu cel românesc. Cât timp ai fost medic de familie în România? 5 ani. Cum a fost trecerea la sistemul medical francez? Doar bariera lingvistică am avut de o rupt, să zicem așa, că în rest a fost ok, dar am avut noroc foarte mult cu colegul care m-a ajutat să mă instalez în Franța, care mi-a deschis ochii și ușile sistemului sanitar francez. Aș vrea să te întreb ce te-a determinat să pleci, dar mă gândesc că ai avut același motiv ca mai toți medicii care au plecat. Din păcate, da, partea financiară. Acum cât de cât au mai crescut salariile medicilor din sistemul de stat? Cam la ce salari? Cât de mare sau cu cât era mai mare față de cel din România? Din păcate nu mai știu exact cât câștigă un medic în România, dar eu în Franța când am plecat câștigam de 100 de ori mai mult în Franța decât în România. Wow, foarte mare diferența. Da. Fiind medic 5 ani de zile și în România și apoi și în Franța, poți să ne vorbești puțin despre diferențele dintre protocoalele medicale? În Franța se încearcă să se respecte la sânge protocolul medical, pentru că dacă medicul de familie respectă regulile impuse de sistemul de sănătate, la sfârșitul anului calendaristic poți să primești ca un fel de primă beneficiu pentru reguli de bună practică medicală. Și este interesul medicului ca să-l trateze foarte bine pe pacient, să-l urmărească foarte strict, foarte de îndeaproape, pentru ca valorile lui să fie încadrate în protocoale. Ca și protocoale, ce diferă? Diferă faptul că pacientul are mult mai mare libertate de a-și alege unde vrea să fie îngrijit, privat sau de stat, sau tu te referi la protocoalele medicale? La protocoalele medicale. Nu diferă. Totul este la fel, dar în Franța se bazează foarte mult sistemul medical pe prevenție, ceea ce în România nu prea există. Aici există foarte puține programe de screening și foarte, foarte greu reușești să-ți faci o programare. La fel se întâmplă și în Franța? Și Franța durează foarte mult, este o perioadă de așteptare destul de lungă, în general la medicii specialiști. De exemplu, pentru un cardiolog poți să aștepți și 6 luni ca să ai programarea la un cardiolog. Pentru oftalmolog, 1 an. Deci nu e chiar așa de mare diferența. Nu, din păcate nu. Dar, cum să spun, sistemul este mult mai bine pus la punct în ceea ce privește, cum ți-am spus, screening-ul, cum ai spus și tu. Începând de la vârsta de 50 de ani, pacientul și pacienta primește o scrisoare de invitație acasă ca să-și facă screening-ul pentru cancerul de sân, pentru cancerul de colon. Și se bazează foarte mult și pe screeningul pentru cancerul uterin. Femeia activă din punct de vedere sexual este obligată, în ghilimele, de a-și face un frotiu, Papa Nicolaul, din 2 în 2 ani. Aici ai posibilitatea, nu te obligă nimeni și foarte multă lume amână aceste analize. Este păcat. În România, prima interacțiune pe care o are pacientul cu sistemul medical este cu medicul de familie. Asta în cazul în care nu vrea să meargă în privat și să plătească consultațiile. La fel este și în Franța? Da, pentru că nu ai acces la specialiști fără să ai o scrisoare din partea medicului tău de familie. Deci numai în serviciu de ginecologie poți să accesezi serviciile medicale fără să ai recomandarea de la medicul tău de familie. Dacă nu... În general sau doar partea de obstetrică atunci când ești gravidă? În general, tot ce ține de obstetrică și ginecologie, femeia are libertatea de a merge în spital fără să aibă scrisoare medicală de la medicul de familie. În rest, exceptând urgențele, de toate felurile, pacientul este nevoit să aibă scrisoarea de recomandare de la medicul de familie. Altfel, nu are acces la serviciile oferite de medicul specialist. Tu câți pacienți ai în grijă? Acum am 1300 de pacienți.
ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că la început, când am avut între 500 și 800, pacientul putea să aibă programare pentru rețeta lui cronică în timpul săptămânii. Acum, din păcate, s-a schimbat, timpul de așteptare este de 2 săptămâni. Deci tu trebuie să te gândești, sau pacientul trebuie să se gândească cu o lună înainte când să-și facă programarea? Da, în general, pacientul este educat, să spunem, când vede că începe ultima plachetă de la medicamentul lui pe care le ia zi de zi, deja trebuie să se gândească că trebuie să telefoneze pentru a avea consultația următoare pentru a-i se face rețeta. Care este atitudinea pacientului francez față de cea a pacientului român? Pentru că te-ai confruntat cu ambele situații. Nu diferă cu mult, din păcate. Ca peste tot există și oameni bine crescuți și oameni mai puțin bine crescuți, educați, mai puțin educați, cu o cultură medicală, fără cultură medicală. Dar, în general, în România, pacientul nu comentează sau nu îți comentează rețeta, prescripția. În Franța mi s-a întâmplat nu odată, de mai multe ori, când pacientul a spus în mod expres că el nu dorește medicamente decât compensate. El nu își cumpără medicamente care nu sunt compensate. Ceea ce în România nu s-a întâmplat niciodată. Dar niciodată. În România, oamenii sunt foarte setați pe a-și căuta diagnosticul pe internet, pe automedicație. Se întâmplă la fel și acolo? Da, da. Sunt pacienți care vin, noi numim asta doctor click, care vin deja cu diagnosticul, care, bineînțeles, nu corespunde cu diagnosticul pe care o să-l aibă la sfârșitul consultației când pleacă din cabinet. Aici, în general, medicii de familie împart câte doi un cabinet și fac prin rotație program de dimineață, program de după amiază. Tu cam câte ore lucrezi pe nu, zi? Nu, eu nu împart cabinetul cu nimeni, dar eu fac, cabinetul meu, de fapt, face parte dintr-o casă de sănătate, ceea ce numim noi Maison de Santé, unde lucrez cu mai mulți colegi. Eu lucrez de dimineață, am o pauză la prânz și lucrez și după amiaza. După amiaza până seara târziu, pentru că știu la ora la care încep, dar nu știu la ora la care voi termina, pentru că sunt consultații care, într-adevăr, durează 15 minute cât este timpul alocat, dar sunt consultații care sunt foarte lungi, care pot să dureze până la o oră și atunci tot programul mi se dă peste cap și mi se decalează. Și între timp mai sună câte un pacient pentru copilul care este cu febră, secretara mi-l adaugă în plus și mi se lungește foarte mult programul. Uneori pot să lucrez și 10 ore, 11 ore pe zi. Deci tu îți permiți ca medic să petreci o oră cu un singur pacient? Da. Da, pentru că dacă pacientul are nevoie de atâta timp alocat, sigur că da. Nu pot să, cum să spun, dacă la sfârșitul consultației pacientul sau pacienta începe să plângă, eu nu pot să-l scot afară, să-i spun consultația s-a terminat pentru că cele 15 minute au expirat. Nu se face așa ceva. E mare lucru. Da, pentru că noi în Franța facem și psihoterapie, foarte multă psihoterapie cu pacienții noștri, pentru că altfel este structurat sistemul, vreau să-ți spun, decât aici în România. Și sunt pacienți care sunt foarte pretențioși, cu care trebuie să-ți petreci mai mult de 15 minute, că 15 minute sunt practic nimic. Nimic. În atribuțiile medicului de familie francez intră și partea de paliație? Da, se poate face și paliație, pentru că am pacienți care sunt în fază terminală a cancerului și să fac îngrijiri la domiciliu. Pentru că nu doresc să fie internați într-un sistem adaptat. Pentru că eu, ca și medic de familie, am dreptul să-i scriu morfină sub toate formele. Începând de la picături comprimate până la pompele de morfină. Iar tu chiar mergi și vezi nou-născuții la domiciliu și de fiecare dată când ți se solicită și pacienții oncologici? Nou-născut la domiciliu nu am văzut niciodată de când sunt în Franța. Vine mama cu bebelușul la ieșirea din maternitate. În general vin mamele care alăptează bebelușii. Mamele care nu alăptează, care sunt cele mai multe, nu vin. Pentru că dacă bebelușul nu are probleme de creștere în greutate, dacă nu are probleme de sănătate, nu ești obligată
ca mamă să vii să-ți vezi medicul de familie dacă nu ai întrebări sau nu ai nevoie de recomandări sau de sfaturi. Dar este o vizită obligatorie la 2 luni unde se face și vaccinarea, prima cură de vaccinuri, pentru că schema este puțin diferită în Franța față de România. Se vaccinează la 2 luni, la 4 luni, după aceea la 11, 12, 13, 16 luni. Deci se lasă puțin mai mult timp bebelușului. Da. Da, îți mulțumim foarte, foarte mult. Așa, ca o scurtă concluzie, e poleit cu aur sistemul sanitar francez? Nu este poleit cu aur. Niciun sistem sanitar, cred că din lumea asta, nu este poleit cu aur, din păcate. Deci fiecare are plusuri și minusuri. Da. Cu siguranță. Îți mulțumesc încă o dată pentru toate răspunsurile la întrebările pe care le-am avut. Cu drag. Și altă dată. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși. Santé!